eu sunt Vrăbiuța și astăzi o să încercăm iar să supraviețuim dezastrelor naturale. O avem alături de noi și pe Betty. Salut! Bună, Betty! Uite, următoarea mapă e Surf Central, cred. Așa, nu știu care o să fie dezastru natural, așa că fiecare face ce-i dă în cap să facă. Sincer, tind să cred că o să crească apa, pentru că suntem fix aici lângă apă, știi ce zic? Da. Deși nu știu sigur dacă se întâmplă asta. Oricum pe casă. Încerc să fac asta, dar e oare cumva în spate vreo... Da, 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 uite-o aici. Cred că eu sunt prima care a ajuns la bara asta. Vai de capul meu! Ia uite acolo sus. Ah, credem că acolo sus e ceva important și putem să urcăm acolo, dar acolo nimerești dacă mori, nu? Da. Ah, am înțeles. Da, nu știu în care o să fie dezastru. Fire, keep distance from fire, tot o să ardă, o să ardă. Bă, nu știu ce să zic eu, i-aș coborâ. Și eu. Da, nu știu sigur ce să fac. Unde-i? Da, unde-i focul? Eu nu văd focul, frate, unde-i focul? Unde-i? Știi ce trebuie să faci? Stai pe șezlong. Pe șezlong? Da. Bine. Sub umbrelă, ce zice. Arde acasă, arde casa, casa dinăuntru, trebuie să stăm departe de casă. Sub umbrelă eu mă pun. Pe și crezi că umbrela nu arde? Uite aici, dacă stai, e perfect. Da, 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 asta zic și eu, o să urc aici sus. Nu acolo. De ce? Păi nu cred că o să ardă aici. Aoleu, de-a capul meu! Uai, cum arde totul! Eu am urcat aici sus pe un metal, sper că nu ne dărâmă. Doamne, dar casa a fost făcută bucăți. O, doamne, se apropie, se apropie, văd! Sper că nu arde și ăsta, ia, 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 ia. Nu, încă nu arde. Încă nu a căzut eu asta. Eu sunt la margine. O, doamne, noi stăm... Arde și asta! Arde! O, nu! Arde! Arde și pământul. Frate, arde asta! O să murim! O să murim! O să murim! Nu! Eu stau cap la un băiat. Nu! O să murim! Încă n-am murit! Nici eu. A, aveam mai multă viață! A, gata! Am murit. Ok, suntem în următoarea mapă. Nu știu ce să fac, să urcăm oare sus, să urcăm oare sus, să urcăm. Eu o să urc. Și eu și. Dar cred că nu aici, mai degrabă la cealaltă. Da, deja am pierdut din viață doar pentru că a sărit prea tare. Și eu. A, o să urc așa pe scări. Aoleu, aoleu, aoleu. Sper să nu mor doar pentru că cad eu din greșeală de pe chestia asta. Vai, dar nici nu știu dacă să urc prea sus, că mi-e frică. Uite, am blocat traficul, am blocat traficul, mă scuzați. Dacă vreți să treceți, săriți peste mine, pentru că eu nu sunt sigură dacă să urc sau nu. Bă, e cam înnorat mie, mi se pare că o să plouă. Ce bine. Mie mi se pare că o să plouă, eu nu știu ce să fac dacă să urc sau să cobor. Tornado! Tornado! Și voi toți ați urcat sus, nu mai urcat sus, băiatul. Eu murit pentru că m-am aruncat pe la... Foarte multă lume s-a aruncat. Foarte lumea, vine tornado peste noi. Vine tornado. Vrei să zic unde e? Da, îl văd. Îl vezi? M-am ascuns momentan după chestia asta. Te văd. Aoleu, tornado. Eu v-am zis că mie mi-e frică să urc prea sus, pentru că niciodată nu știi ce te așteaptă și cum e mai bine și cum e mai rău, știi? Da. Și am văzut eu că e cam înnorat și mă așteptam să fie ceva de genul. Trebuie să te uiți după detalii. Da, 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 exact. În ce parte se învârte? Se cam apropie de mine acest tornado. Văd. Se foarte apropie de mine. O să mă ucidă. O să mă ucidă. Sunt sigură. Vine, vine încoace și eu mă duc fix în direcția lui. A, nu? Am reușit să supraviețuiesc. Mamă! Mamă! Iar vine încoa. Nu! Nu o să reușesc de data asta. Nu, nu o să reușesc. Sau da. Vai, 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 eu fug. Mi-e frică să mă uit în spate, mi-e frică să mă uit în spate. Ia. Îl văd. Îl văd, dar mi se pare că o să reușesc să supraviețuiesc. Oare, oare, oare? Tu ai murit, Betea, da. Tu te-ai dat, te-ai aruncat, nu? Da. Așa. Oh, văd tornado. Văd tornado. Oh, sper că nu se apropie. Ia! Și să supraviețuiesc de data asta. Suntem pe următoarea mapă. De ce aici e lavă? Da, e glass office. Bine, eu nu știu, am zis eu așa, da, dar e un fel de oficiu. Ce faci? Păi stai, păi și ce dacă e lavă, că clădirea se dărâmă. Mie mi-e frică, eu nu știu ce să fac, sper să nu fie apă. Nu știu, eu mă duc la un etaj. Și să văd ce...
ce da, e. Da, 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 same. O să rămân aici și o să mă uit. Și dacă eu o să mai da, și eu. Eu sunt la primul etaj. Aștept. Eu sunt la etajul 2, cred, sau la primul, tot ceva de genul. Ia să vedem, spuneți-mi care este catastrofa, vreau să aflu care este... A, deci din cealaltă dezastru, parte. Dezastru, da, sunt în... Uite, te văd prin geam, Betty, atât de aproape și tot și atât de departe. Flashing flood. Oh, sus, apa, apa, vine apa, nu mai coborâți, oameni buni, că vine apa și vă ia pe toți. Urcați, cât mai sus, urcați. Da, urcați. Vezi că poți să urci și mai sus, ai văzut? Da, eu sunt lângă tine. Ești pe acoperiș? Da. Yeah! Hai că sigur supraviețuim, nu? Da. Sigur supraviețuim. Hai mă, Betty, așa faci? Da. Și uite, imediat o să mai urce oamenii din capul nostru. Vai, cum ar fi să cazi din greșeală? Oh, uite cum se ridică apa. Oh, Betty, m-ai împins! Nu. Da. Asta a cutremurat clădirea și din cauza asta nu trebuie să stai pe margini, doamne! Am găsit locul perfect, dar totuși am murit pentru că n-am fost atentă. Ok, prieteni! Mă duc sus. Eu tot mă gândeam să urc sus, dar uite cum, frate, ne împingem aici, ne împingem, care primul ajunge sus. Dar eu, sincer, nu m-aș grăbi să urc sus, aștept să văd care o să fie problema și după eu vă aștept, eu nu mă grăbiesc. Eu vă las să urcați, să faceți ce treabă aveți. Eu sunt pe chestia asta. Aștept. Eu nu, eu stau fix lângă scăriță, în caz că o să am nevoie, eu sunt... E cam nourat. Păi asta zic și eu, mi se pare că o să fie un dita mai tornado imediat și voi toți urcați acolo sus și n-o să vă prindă bine, n-o să vă prindă bine. Eu mă uit așa prin păr să văd ce o să mai fie. Da, ia. Tornado. Hai, spuneți, care-i faza? Sau plouă. Tornado! Eu v-am zis că o să fie tornado! Toți cei care stați în vârful casei, nu... Aaaa, uite cum deja i-a luat probabil casei, pe toți. Casei, nu casei. Da, corect. Dar nici măcar casa nu e, e ceva... Vai, nu-i bine nici aici, nu-i bine. A, uite, a luat tornado. Aproape. Pe mine? Da. E atât de aproape de mine? Da. Eu nici nu mă uit în spate pentru că mi-e prea frică. Aproape te-a luat tornado atunci. Da? Dar acum sunt bine, nu? Acum ești. Și cam vine, nu? Da. Cam vine încoa. Niciodată nu trebuie să mergi în față. A, că te împinge? Trebuie să mergi în direcția opusă. Pe asta încerc și eu, asta încerc să fac și eu, dar e greu, e mai greu decât pare. Uite câte bucățele de chestii. Păi, v-am zis, a dărmat tot. Păi nu, că vine încoa. Sau m-am pus eu la pământ, dar par prea leșinată. Oh, doamne, zici că sunt pește din ăla. Nu, încă nu! Păi atunci? Încă nu! Eram doar leșinată. Aaaa! Sigur o să n-ai mor păr. Acum. Am văzut că mi-a luat tornada toată codita. Și n-ai nici măcar fusta. Da, știu, mi-a luat tornada și părul și fusta. Și mie mi-a luat părul meu scump! Dar măcar încă două chele, frate, uite. Dar măcar încă mai ai fusta! Vai, de capul mie, uite ce frumoasă sunt. Doamne, cine a făcut tornada asta? A, am supraviețuit! Am rămas fără păr și fără fustă, dar sunt în viață. Uite ce cap rotund în jurul meu și ce cap pătrat ai tu. Stai. Uite! Dar de ce au rămas chiele? Așa o să rămânem? Nu știu. Până băiat, îți plac fetele așa? De ce plec de mine? Bună, băiatul! Sky Tower! Oare ce o să fie de data asta? Nu știu, nu suntem. Nu, uite, dar nu cred că doar noi. Uite. Mă, unde e fără mână? Stai, oare ce o să fie? Ia uite-te prin părți, încearcă să-ți dai seama ce o să fie. Vine. Apa, nu? Apa o să fie. Nu. Da, e posibil să fie nourul ăla de la apă. Nu urca prea sus. Eu o să urc foarte sus. Bine, o să urc la etajul 2. Și aștept. Și? Așa. Uite, veticheală! Dar tu pentru tine și tu ești! Dar aproape majoritatea oamenilor sunt chele aici. Uite, suntem 4 pe etaj și toți n-avem păr. Așa, hai, și care? Și nu are picior. Da, exact, și nu n-avea o mână. Ia, care e, frate? Una. Flashing flood, apa. Și vezi, te rog de data asta să nu stai pe margine, că aici foarte puțin supraviețuiesc. Fix din cauza că nu reușesc. Unde te duci, fata, că vine apa? Vine apa, nu coborâți. Fata, apa. Oamenilor, nu coborâți că vine apa. Aoleu, ăla cu piciorul se duce jos.
De ce lumea coboară, băi? Nu mai coborâți. Poate nu înțelege. Poate, dar eu unde sunt? Unde sunt? Vino, Laura! Nu pot să intru! Uite-n asta! Vai de capul meu! Oare o să reușim? Oare o să reușim? O, Doamne! O, Doamne! Nu mă pun prea sus aici. O, Doamne! Eu stau în ăsta ca să nu mă ia... O, Doamne! Am căzut, Betty! Am căzut! Eu am o sticlă! Na! Nu! Nu, am murit! Vai de capul meu! M-a dat, am efectiv jos! Eu eram o sticlă și după aceea a zburat din sticlă. Eram așa bine sticla aia. Dar uite cum arată... uite de ce am căzut! Pentru că toată clădirea se lasă pe o parte! Doamne! Astea cu apa sunt cele mai complicate. Așa, suntem la închisoare. Oare ce o să fie de data asta? Oare ce o să fie de data asta? Eu nu știu ce să fac, dacă să urc sus sau să nu urc sus. Mereu mă face foarte confuz acest joc. Mă face confuz. Da, dar e distractiv. Este distractiv, este superb de distractiv. Dar nu știu ce să fac, unde să urc sau dacă să urc. Nu știu, nu? Of, chiar nu știu ce o să fie de data asta și sigur, imediat probabil ninge sau ceva de genul, care nu e mare chestie sau poate e o mare chestie. Doamne, câte presupuneri pe secundă! Eu, sincer, nu mor prea sus. Eu deja sunt foarte sus, e prea târziu să mai fac orice, deja sunt foarte, 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 foarte sus. Nu cred că e prea bine să fie atât de sus. Ce o să fie, ce o fi, vine vulcanul, e vulcanul, că am văzut vulcanul, am văzut vulcanul, nu e bine să fii sus, când vine vulcanul, eu am plecat, eu fraților. Eu stau în casă. Eu am plecat, fraților, eu cobor, mi s-a dus din viață pentru că am coborât mult prea forțat. Vulcan eruption, eu v-am zis, am văzut vulcanul de sus, eu l-am văzut, dar de ce anumite persoane sunt îmbrăcate în portocaliu și anumite persoane nu? Pentru că... cum să spun, că și-au luat uniformă de prizonier. Ups, eu cred că sunt blocată acum în casa asta, ups. Ba, nu ești blocat. O, ba da. Acum nu știu cum să ies, pentru că m-am pierdut. Nu sunt blocată, dar m-am pierdut, înțeles? Vezi că s-au rupt și scările, nu mai super! N-ai idee unde sunt eu. Eu văd deja vulcanul, frate, sunt sigură că o să mă strivească imediat. Și sigur n-am voie să ating lava asta, nu? Nu cred că... Nu! O să mor. Eu nu. O să mor. O, Doamne, Doamne, stau aici și sper că nu o să vină vulcanul peste mine. Poate foarte puțin au supraviețuit. O, Doamne, unul s-a blocat aici. O, Doamne, eu stau după clădirea asta. Sper că mă păzește. Doamne, păzește-mă. O, încă un băiețel a venit aici. Am văzut vulcanul. O, sărmanul n-are mână. Sărmanul. Ești ok, băiatul. Și chiar n-aș vrea să n-am mână, să par mai creepy. E foarte creepy, tipul. Pare foarte bolnăvior. Cred că chiar e. Tocmai am văzut cum vine. Doamne. Vin foarte multe. Stai în casă. Păi nu pot să stau în casă. Am supraviețuit? Da. Vrăbiuțelor, dacă v-a plăcut clipul de astăzi, nu uitați să îl apreciați cu un like. Eu am fost vrăbiuța voastră și ne vedem în videoclipul următor. Pa! Let's just break it down.